Bună și bine v-am găsit la un nou video și astăzi am zis că să fac un clip pe care efectiv nu cred că l-am mai făcut de pe la începutul anului și anume unboxing Avon și Oriflame. V-am mai tot arătat de fiecare dată, v-am arătat comenzile în vlogurile săptămânale pentru că au fost câteva chestiuțe și acum nu sunt ele chiar extrem de multe, dar totuși adunate și na, s-a întâmplat să vină ambele comenzi practic în aceeași perioadă. Am dat la Avon din campania lunii mai, am dat comanda pe data de 1 mai și a venit pe 4 mai, iar la Oriflame din catalogul 7 am dat comanda pe 3 mai și a venit pe 5 mai. 5 mai, astăzi când filmez și eu, iar voi o să-l vedeți pe 6 mai postat acest video și cred că cel mai fresh video din ultima perioadă. Așa că da, pe ele două le avem. Și hai să încep eu să intru în ele. Am aici efectiv și o să mă chinui puțin să le separam cutia, le-am pus pe toate pentru că n-am venit coletul ieri la muncă la Avon după ce am plecat eu și a rămas practic și l-am luat astăzi. Așa că da, am amestecat aici toate chestiile, sper eu să le găsesc și să le nimeresc așa cum sunt. Dar întâi de toate vreau să începem cu Avon, pentru că na, ele sunt cele mai multuțe și mai mari. Campania lunii mai, catalogul de luna mai, așa arată, are multe oferte, chestii foarte interesantele și o să vă spun sincer că pentru prima dată o să dau și a doua comandă. Pentru prima dată cred că de foarte mulți ani, deci nici nu mai știu când am mai dat a doua comandă dintr-un catalog, dar o să dau și a doua comandă din această broșură, asta pentru că mi s-a pus pata pe acest set cu ser și cremă de ochi. O să vedeți în vlogul de luni despre ce este vorba, că am fost la o întâlnire la Avon, la sediu și am avut ocazia să și testez și am primit și mostre și am încercat produsele și mi-au plăcut super tare. Dar o să vorbim despre ele atunci când vor veni. Una, una alta. Pentru un moment. Stați că nimeresc orice, dar nu produsele de la Avon. Am întâi și întâi de toate un set de accesorii, două brățărele, așa arată ele. Nu o să le desfac asta pentru că ele sunt pe comandă. Se numesc Cecil, inimioară, sub formă pe nuanța de auriu. Se găsesc în auriu și argintiu și a fost 30 de lei setul, cam așa arată, cât am putut și eu să le văd și să vi le arăt. Arată drăguțel, interesanțel. Am mai avut pe comandă și o poșetă care n-a venit, era genul de produs nedisponibil, nu comandați, așa că nu am avut cum să o comand. Un produs în dublu exemplar care este și la ofertă și anume șamponul. Șamponul Advanced Technique Supreme Oils, favoritul meu, v-am zis, v-am înnebunit cu el de fiecare dată, aproape mi se termină tubul pe care l-am și mai aveam doar unul de rezervă, așa că am profitat de ofertă și mi le-am luat, deși ziceam eu că nu prea mai fac stocuri, dar în ultima perioadă a descoperit și al meu scump și drag soț, șamponul acesta al meu. Și ce credeți? Îi place foarte mult, așa că am zis, zic, ok, că pentru el și așa era nevoie să iau șampon, cumva, na, și eu când îl începeam pe acela aveam nevoie, am zis că profit de ofertă, le iau pe astea două pentru că folosite vor fi cu siguranță dacă a început și el să le folosească și sunt la o ofertă cu 13 lei dacă iei două bucăți, așa că pentru 400 de mililitri cât are șamponul, efectiv mi s-au părut foarte, foarte ok, deci ar fi fost unul cu 17 lei sau două cu 26 de lei. Deci am zis că ok, profit clar de această ofertă. Apoi mai am pe comandă două ojulici, așa micuțe și drăguțe. Sunt cele 60 Second Express și au fost 12 lei bucata și am aici două nuanțe, Wow White și Nude Secret, pe care pot să le desfac să vă arăt doar așa să vedeți cum arată culoarea. Aceasta este Nude Secret, deci este extrem, extrem de nude, iar cea Wow White, chiar sunt curioasă eu câtă diferență e, cea Wow White este fix white, eram curioasă ce diferență este așa între ele de nuanțe, dar este. Este una de la cer la pământ și asta se aduce cumva, nu, este puțin mai deschisă decât ceea ce am eu pe unghii. Eu nu mai folosesc acum oje de genul acesta pentru că am manicura cu gel, dar
când foloseam, mie mi-au plăcut foarte mult ojele acestea de la Avon. Erau ok, rezistau cât puteau să reziste pe unghiile mele, dar pe niște unghii normale, ale unui om normal, unde rezistă oja, să știți că rezistau într-adevăr foarte bine. Tot pe comandă am mai avut două parfumele și anume acestea Iced Sensed for Men Masculine Woody și For Men Green Fougère. Sunt două parfumele care sunt foarte drăguțe și cel puțin acesta știu că miroase super bine, iar la ăsta am dat și eu cu banul, sincer, dacă să-i iau soțului meu. A fost 22 de lei bucata. Până la urmă am zis că nu îl iau pe acesta, asta pentru că i-am luat un alt set, să-l vedeți imediat, iar eu în acest moment caut efectiv parfumul pentru a vă spune și aromele, dar deși am semne, în acest minunat catalog le găsește Anca? Păi nu le găsește Anca. Uite, așa este oferta, 22 de lei la comandarea oricărui alt produs din broșură și așa arată și sticluțele lor. Sunt micuțe, au 30 de mililitri, sunt perfecte pentru travel. Iar acesta Green Fougère, pe care posibil la un moment dat să îl iau și lui, are lavandă, ulei de mușcată și mușchi de pădure. Sună interesant. Iar acesta Woody miroase super bine, l-am mai luat la un moment dat, l-am luat și lui, l-am luat și tatălui meu cadou. Are anason, frunze de ceai, note lemnoase de vetiver, iar ambele sunt ape de toaletă. V-am spus, cel Woody știu cum miroase, celălalt nu știu cum miroase și chiar sunt curioasă la un moment dat să îl iau și eu. Apoi, dintr-o chestie, o ofertă de produse pentru luna mai, asta că am văzut că am primit-o și acum în catalog și o am și eu aici, am luat un set pentru bărbați cu gel de duș, acesta de 250 de ml Ocean Surge și parfumul Avon Pure. Am 22 produse faine, știm cum este, l-am mai tot avut la folosit, iar parfumul Pure și pe el l-am mai avut, miroase super bine. Momentan nu le desfac pentru că mă gândesc că pe ele o să le folosesc pentru un cadou sau o să rămână pentru el. Sau, dacă nu rămân pentru el, o să iau lui un alt set acum când dau a doua comandă. Deci încă mă mai gândesc și a fost 35 de lei setul acesta și chiar am ales între, m-am tot gândit între cel blu și acesta, am zis că mie una pur mi-a plăcut super mult cel de damă și cel de bărbat știu că mirosea bine, are per alb, violet, albastră, lemn de cedru. Sincer să fiu, mă duce puțin cu gândul la parfumul cum îi spuneam mai, One de la Calvin Klein. Bun, și ultimele? Sunt ultimele? Da, sunt ultimele chestii de la Avon comandate. Tot un set, tot pentru el, doar că data aceasta din catalog, cu gelul acesta de duș Spiced Pepper de 500 de mililitri și mini parfumelul de la Full Speed. Bine, asta este o apă de toaletă, este foarte faină și de asta ziceam că am dat cu bani dacă să iau, am spus la urmă să iau setul acesta, nu doar parfumelul ăla, cam să aibă și el așa un parfumel micuț de călătorii atunci când este cazul. Iar Full Speed-ul știam cum miroase, miroase foarte, foarte bine, a fost 30 de lei setul, dar vreau să caut ceva pentru că nu mi mai amintesc. Ba da, îmi aminteam foarte bine. Deci acesta este setul în catalog și vedeți că scrie aici că este parfumul cu gelul de duș la 250 de mililitri la 30 de lei. Iar noi avem aici gelul de duș la 500 de mililitri. Acum, nu știu, sincer, să fiu, n-am mai verificat pe site sau ce ne mai trimite liderul. E posibil să fie și greșită cantitatea de aici, dar eu, efectiv, în colet, am primit gelul de duș de 500 cu parfumelul acesta Full Speed, de care, cu siguranță, se va bucura. Și cam asta cu Avon, o să vă arăt cum arată și catalogul de luna, eu zic mai, de luna iunie, așa arată, cu această lansare, cu un mascara care se lansează nou și pe care, sincer, eu cred că o să mi-l iau și eu, dar cred că o să mi-l iau din catalog, nu cred că o să mi-l pun acum la a doua comandă, la oferta din My Avon magazin. Diferența de preț nu este foarte mare, o să văd, mă mai gândesc, dar mă tentează tehnologia asta nouă a lui cu ceva gel care fi potrivit și pentru ochii sensibili, ceea ce mă face curioasă, sinceră să fiu, și o să vedem dacă îl iau și pe el sau nu. Bun, și asta cu Avon, campania de luna mai, momentan.
ce o să-mi mai comand pe a doua comandă, o să ne auzim într-un vlog cu produsele. Hai să trecem la Oriflame. Oriflame, campania cu numărul 7, așa arată, au schimbat și ei catalogul, l-au făcut mai micuț, vă spuneam de data trecută, este mult mai, parcă este mult mai drăguțel, iar lansările campaniei sunt, de fapt, aceste produse de păr din gama Duology, care, sincer să fiu, din ce m-am uitat și am tras cu ochiul și în catalogul următor, mi se pare cumva că înlocuiește gama Advanced Technique. Nu știu 100% dacă așa este, dar cumva așa am văzut că înlocuiește gama... Nu Advanced Technique, cum îi spune, mă? Advanced Technique e la Avon... Herix, scuze. Că înlocuiește gama Herix și vin așa cu formule noi și îmbunătățite. Nu v-am spus, la Avon, perioada catalogului este 1 mai 30 și câte zile are? 1, nu? Parcă 31 are, nu? Da, 31... iar la Oriflame, perioada campaniei este 3-a, 5-a, 23-a, 5-a, o să vă las și broșurile ca de obicei, să vă uitați să vedeți dacă vă plac. Și dacă tot vorbim de gama aceasta Duology, mi-am cumpărat și eu un produs care a fost, unde ești, mămică, a fost 16 lei și o să vă citesc din catalog despre el, pentru că nu știu efectiv pe de rost. Și anume acest exfoliant purificator antimătreață pentru scalp. Am zis să-l iau, să-l încercăm amândoi, și eu și soțul meu. Mi s-a părut că face o chestie interesantă, este cumva așa preșamponare și spun ei că masează exfoliantul pe scalpul umed, transformând textura într-o spumă exfoliantă moale. Folosește-l împreună bine cu aparatul de masat. Are acid salicilic, piatră ponse și particule de silice, hidratante, exfoliază pielea și desfundă porii, scalpul se simte curățat în profunzime, împrospătat și mai mătăsos. Reducerea mătresii dovedită clinic la 100% dintre respondenți. O să-l folosim, o să-l folosesc, cel puțin eu, și al meu soț dacă vrea să-l folosească sau nu, și o să vin cu impresii care este treaba cu el. V-am spus, 16 lei a fost. Și dacă tot suntem la gama aceasta Duology, în momentul când se plasez comanda, am văzut că în coș mi-a apărut și acest set de mostre la 6,50 lei sau 7 lei. Eu cam șterg uneori mostrele, dar pe acestea le-am lăsat. De ce? Sunt produse pentru păr și avem aici șampon purificator, balsam și Fall Resist șampu. Sunt două șampoane, eu nu vă spun despre ce este vorba exact. Lucru care îmi place super mult, pentru că atunci când mai plec în călătorii, chiar am tot căutat pliculețe de genul ăsta, mostră de șampon, să am să-l iau cu mine. Nu am obiceiul, adică încerc să nu mă spăl pe cap atunci când sunt plecată, asta pentru că părul meu se uscă foarte greu, absorbe multă apă, fionul de la hotel nu mă ajută absolut deloc să-mi suce părul și prefer să-mi spăl părul fix înainte să plec și imediat cum am ajuns acasă. Dar, dacă e nevoie și este cazul, aș vrea să am și puțin șampon după mine, nu folosesc pe păr șamponele de la hoteluri. Așa că da, sunt super, super bine venite astea și o să mă uit efectiv și ce dată de valabilitate, uite, 10-a 2025. Hai să rămână, pe următorii 2 ani sunt asigurate și chiar bine, chiar dacă mai mi-au altele, expiră tot în aceeași perioadă, dar pentru moment chiar... De asta le-am și lăsat, efectiv de asta le-am și lăsat în coș. Apoi, tot din catalog, am pe comandă două parfumele din acestea de poșetă, Poses și Amber Elixir. Sunt de, cât au mai, 10-8 ml, sunt două parfumele foarte faine, 26 de lei, cam scumpuțesc, din punctul meu de vedere, pentru un parfumel de poșetă. Am și eu Giordani Gold Essence, mai avut și eu mai multe, dar sunt foarte ok și drăguțe de a le avea în poșetă și de a le avea cu tine și atunci când călătorești, mai ales dacă ai și parfumurile în format mare, chiar, na, poți să ai un backup ceva după tine. Tot din gama parfumurilor, am pe comandă și parfumul Glacier Air, cel de bărbați, este 45 de lei în catalog și aș vrea eu să văd dacă găsesc, să vă spun și aromele, pentru că l-a avut soțul meu, știu că este fain, știu că miroase bine, dar nu știu pe de rost să spun nimic legat de arome. Este un parfum așa fresh, mai de vară și uite, dacă vă interesează la Poses și Amber Elixir, la astea micuțe, am... găsiți, dar să nu mai găsesc parfumurile. Posesu are
Paciuli indonezian, ananas, queen și ylang ylang, iar amber elixir, mandarină, heliotrop și ambră. Și ia să vedem dacă ne ajută pe noi acum toată treaba asta să găsim și parfumul de bărbați. Pentru că mi-aș dori din plin. Ia uite, că l-am găsit și pe el. Așa arată. Cred că al meu soț le-a cam avut pe toate din gama Glacier, pentru că este o gamă care mie una sincer să cam îmi place. Acesta este tonic aromatic, are grapefruit, era zic roz, nu, doar grapefruit, aquazon și lemn de gaiac. Nu știu ce e ala, dar asta are. Și concentrație doar 2 din 4 de parfum. Este un parfum fresh, perfect pentru vară. Chiar mă gândeam și eu între acestea și cele pe care le-am luat de la Avon. Chiar mă gândeam ce anume să iau și lui și am optat puțin, am mers către partea de Avon mai mult. Ah, ce am uitat eu să vă spun legat de aceste produse Duology. Este și o ofertă în catalog. La comandarea unui produs, stați că fuge produsul, efectiv, din această gamă, de la paginile acestea de la început, stați că, unde ești, măi? Da, nu mai găsesc oferta. Mi-a fugit oferta. Gata, am găsit. Asta e oferta. La pieptene. La comandarea oricărui produs din gama Duology, poți alege pieptenul acesta cu 50% reducere. Și, practic, ați vă dat seama de reducere. Reducerea este din acest preț tăiat. Pentru că el așa este 13 lei, iar eu am plătit efectiv pe el, pentru că am avut un produs comandat, am plătit doar 8 lei. Pentru că nu mi-era clar nici mie din ce preț este reducerea, din prețul tăiat. Deci dacă vreți peria asta, de exemplu, o să fie 50% din 36 de lei și na, tot așa și la următoarele. Iar eu mi-am ales pieptenul acesta cu dublu capăt, are așa dinții din aceștia mai deși aici și mai rare aici, pentru că a fost și descurcat părul. Mai am unul așa de lemn, dar nu mă ajută prea tare. Am mai avut la un moment dat în trecut unul tot așa din plastic, din acesta dur, și acela m-a ajutat, sinceră să fiu. Așa că am zis că acum nu mai bine, este 2 în 1, hai să-l iau, dacă nu mi se potrivește mie, mama mea, dacă mi-aduc eu bine aminte, mai folosește și ea genul acesta de produse. Gata cutia și să... mai uitam două produse. M-am uitat eu și catalogul trecut la aceste două măscuțe care au apărut noi în gama Love Nature cu fructul pasiunii și cu portocale. Sunt măști tip gel și am zis că hai mă, până la urmă, hai să le iau să văd și eu măcar una din ele să o încerc. Poate pe una o ofer cadou, dar măcar pe una aș vrea să o încerc. Și sunt și ele la ofertă și așa au fost și catalogul trecut. Dacă iei una este 6,50 lei, dacă iei două este 4,50 lei una și mai este și varianta cu avocado, dar aceea este cremă și am zis că, lasă, măști crema am mai încercat, aș vrea să le încerc efectiv pe acestea gel. Și spun e așa, aceasta cu ce este cu fructul pasiunii, bine, pentru toate spun că au extracte organice și ingrediente de origine naturală în proporție de 95%, iar la aceasta cu fructul pasiunii, cu ulei organic din semințe de fructul pasiunii, ce împrospătează și hidratează pielea însetată, spun pentru partea de hidratare. Iar cea cu portocală, cu ulei organic de semințe de portocale, pentru o piele strălucitoare și cu aspect sănătos. Deci hidratare și strălucire. O să le folosesc, ne auzim, asta dacă nu, o să mă decid până la urmă să le folosesc pe amândouă sau o să fac vreuna cadou, vedem, ne mai auzim cu ele. Iar ultimul produs efectiv este produsul pe care l-am ales pentru a înlocui taxa de livrare. Aveau pe acolo, mai știu, o cremă de corp, ceva charm, brățări cu charmuri. Aveau și un ceas de bărbat la care, sincer, m-am cam uitat, dar nu mai știam dacă l-are al meu soț sau nu, așa că am zis că mai bine nu, acela era cred că 60 de lei. Și am mers către aceste perle cu 30 de lei. Eu v-am tot zis, ați tot văzut la mine perle și apoi a plecat, ați văzut perle și apoi au plecat. Sunt acelea, vreau să le desfac foarte mare grijă, pentru că nu știu sincer să dacă vreau să le păstrez sau o să le fac cadou, poate le pun la un giveaway. Sunt acestea cu mai multe culori, mai multe nuanțe. Nu prea sunt ele efectiv stilul meu de produs, dar nu știu de ce o să văd. Am zis că mă mai hotărăsc. Eu tot încerc. De fiecare dată eu tot încerc să folosesc perle. Dar, în schimb, îmi place ambalajul, că sunt foarte micuțe și compacte. Deci, mi se pare cel mai compact ambalaj de până acum pe care l-au avut la perlele acestea Giordani. Nu știu dacă găsesc nuanța. Ba da, Sublim Radiance este nuanța. O să văd.
Deci cu ele încă sunt indecisă. Bun, și ultima chestie, să vă arăt cum arată și catalogul următor. Așa arată, m-a luat amețeala când l-am văzut prima dată. Catalogul campaniei 8, care începe pe 25 mai, are și el ceva chestiuțe. Am găsit eu pe aici două, trei chestii interesante, dar cu el o să ne auzim în momentul când o să vină comanda, o să vedem. Nu cred că o să fie iarăși ceva de tot așa 2 în 1, mai vedem dacă o să fie tot un unboxing separat, dacă nu, oricum, în vlogurile săptămânale, atunci când am comenzi Avon Oriflame, vă arăt și facem unboxing acolo în câteva minuțele, câteva produse, că am avut comenzi în care am avut efectiv 3 produse comandate și, na, 4 cu produsul care înlocuia taxa de livrare. Bun, cam acesta este clipul pentru moment, cam acestea, de fapt, au fost două, sunt unboxing-urile de data aceasta de la Avon și de la Oriflame. Eu sper că v-a plăcut acest video, chiar sunt curioasă dacă pe voi vă tentează ceva din produsele nou apărute în catalog să le testați sau ce părere aveți despre celelalte produse care sunt mai de mult la ei în catalog, dacă le-ați încercat, dacă le-ați testat, ne auzim în comentarii. Vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!